și ai negociat? Am negociat, dar nu ne-am înțeles la fel. Și despre asta vorbeam, vile peste tot. Deci dacă vreți să veniți, ia uitați mai mult. Și acolo jos este. We rise like tall buildings as a chemical. Aici ne începem noi ziua. Deci uitați-vă la noi, abonați-vă la canalul nostru pentru a afla tot ceea ce avem aici pe masă. Costă undeva la... Bună dimineața, lume bună! Ia uitați, am ieșit din casă și vrem să ne ducem la o piscină astăzi. Bogdan este acolo, negociază pentru un tuk-tuk, să vedem dacă o să cadă de acord. Și ai negociat? Am negociat, dar nu ne-am înțeles la fel. Deci cerea nu... cam mult pentru așa ceva. Ok, deci mergem pe jos sau mai mergem vedem pe alt? Mergem pe jos jumătate de oră și ne bucurăm de aceste peisaje divine! Foarte ușor să coborâm, nu să urcăm. Da. Dar astăzi am descoperit și două scurtături. Nu, pe două am mers, pe a treia doar am văzut-o. Practic sunt niște crepe care taie drumul, taie mult din acele curte, nu? Da, și imediat am ajuns. Noi suntem cazați un pic mai sus. Oho. Vederea de acolo e superbă. Și atât de multă liniște că nu vă puteți imagina. Și acum suntem în oraș, da, în centru, care să zice că e un fel de un cuc. Ceva de genul, da, se aseamănă, dar vine la dimensiuni mult mai reduse, așa. Nu vă imaginați luxul de la Dinubu, dar nu, se apropie. Este și lux. Dar de dimensiuni reduse, zice eu, pentru că cazările sunt superbe. Astăzi vrem să vă arătăm cum arată un infinity pool de aici din Ela, Sri Lanka. Și normal să facem și noi o baie, să ne bucurăm de o vedere minunată. Și despre asta vorbeam, vile peste tot, pe toate dealurile, munții, cu panorame superbe, piscine de vis. Și noi o căutăm pe a noastră! Da! Și aceasta este una dintre piscine pe care vrem să vă arătăm. E aici la Hyde Resort. Ia uitați ce vedere are! Practic e înconjurată de pădure. Ce zici, Mira? Super faină! Place! Deci dacă vreți să veniți acolo jos, a? Super tare vederea! Ia uitați mai mult! E frumoasă! Ce e foarte frumoasă! Uite, ăla-i puiuțu! Nu-și e frică! E mai scurt, opa! Ăsta pare mai curios, așa, că uite singur! Ăla-i mare! Doamne! Dar câte sunt aici! Frumuseți rare! Deci maimuțele aici, în Sri Lanka, sunt foarte blânde, așa, nu sunt agresive, curioase, așa, foarte frumoase. Și așa arată hotelul, recepția, mai bine zis, hey! Recepția, hello, hello! Și acolo jos este piscina, da, între nu vă arătăm. Munți. Nu le e arătăm. Practic între munți. Da. Oh, e superb! Încă ținem secret, ca să nu abandonați video-ul. Să vă ținem așa un pic curioși, dar are o vedere extraordinară. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts run.
Da, oameni dragi, aici ne începem noi ziua și aici o să și gătăm în această piscină superbă, cu această vedere de munți. Practic suntem între doi munți, vederea e absolut senzațională, iar cu plantațiile de ceai, vai, fac senzație, nu alta. Și lucru ce e și mai important e faptul că suntem doar noi și avem întreaga piscină numai pentru noi. La un super, super, ce să mai, bombă, la un preț super bombă, preț, pe care o să vă spunem la sfârșit, asta ca sau să rămâneți cu noi. Ce îmi place mie foarte mult e faptul că e situat într-o vale cumva, iar pe dreapta și pe stânga se văd frumos palmieri, plantațiile de ceai. Și casele, vilele, care sunt împrăștiate așa, vile răsfirate, care mai de care mai cochetă, ce să mai... Am primit vibe-ul Ubudului. Oh, da, asta e Sri Lanka, deci nu confundăm lucrurile și ne bucurăm de fiecare în parte, așa cum sunt, pentru că noi promovăm destinațiile așa cum sunt, cu bune, cu rele, da. Și încercăm să nu facem comparații, cu toate că e greu câteodată. Dar sperăm să ne iese. Cu siguranță. Ce mă Și uite, așa ne-am petrecut noi câteva ore aici, relaxând de la această minunată piscină, cu un minunat peisaj, bineînțeles. Ținem să menționăm că această piscină este una, am zice, cumva mai la buget, mai pentru buzunarul nostru, pentru că sunt foarte multe, iar prețurile diferă foarte, foarte mult. Eu ce pot să spun din ce am văzut în căutările noastre, că aceasta are o vedere deosebit de frumoasă. Ei da, și făcând... De aia e și bine să vă abonați la canalul nostru, pentru că puteți merge la piscine mult mai scumpe, cu o vedere care nu este atât de frumoasă. De exemplu, aceea pe care v-am arătat-o prima dată, prețul era dublu față de ceea ce ne-a oferit aici, iar vederea nu era nici pe departe atât de spectaculoasă. Deci uitați-vă la noi, abonați-vă la canalul nostru pentru a afla cât mai multe sfaturi și informații utile. Hai să le zicem așa. Și hai să zicem și prețul acum. Ta-ta-ta-ta-ta! Te las pe tine. Și eu vreau să zic că te las pe tine. Ei bine, prețul este bombă, ce să mai... Prețul este 1000 de rupii Sri Lankese, adică undeva la mai puțin de 13 lei. Wow, de asta persoană. Da, afacere. Și în banii ăștia avem șezlongul și prosopul inclus. Acum vă luăm cu noi să mâncăm ceva. Hai, stați pe aproape. Și lume bună, după baiele de câteva ore la piscină, chiar că ni s-a făcut foame. Și uitați că ne-am umplut masa, practic. Am ales trei feluri de mâncare astăzi. Le-am zis să avem, să împărțim, să ne săturăm, pentru că la piscină am depus efort. Da. Eu mi-am luat ceva mai special decât ieri și am ales același restaurant de familie care e super, super bun. Imaginați-vă că tot ceea ce avem aici pe masă costă undeva la 40 de lei. Deci vă imaginați trei feluri de mâncare care arată spectaculos, nemaipomenit de gustoase, numai 40 de lei. Și cu apă. Da. Ce ți-ai luat acolo? Care arată eu bine. Mi-am luat, de data asta mi-am luat pește cu curry, cu legume, multe legume și orez. Și eu mi-am luat un... chicken wrap, ia uitați cum arată. Și adică cartofi prăjiți. Pui, da. Și cartofi prăjiți, așa. Și asta cum îi zice și la asta? E parata. E un fel de plăcintă tradițională de aici, din Sri Lanka și din India.
care vine așa cu, cu curry, cu cartofi și cu un sos de legume foarte picant, a zis Beato. Da, hai să și închidem vlogul și să spunem, ne-a plăcut la piscină? O, da, o, da. Deci, dacă veniți în Ela, noi vă recomandăm, sau cel puțin eu vă recomand 100% să vă mergeți la piscină la care am fost și noi astăzi. Pentru vedere. Da, pentru vedere care e senzațională. Nu plătiți mai nimic, a intrarea e aproape gratis. Deci foarte dacă vă gândiți la calitate, calitate, preț, cred că e cea mai bună, cu siguranță. Pentru că am făcut și noi niște căutări înainte, nu ne-am dus chiar așa întâmplător. Și am ajuns la concluzia aceasta. Da, deci nu mai pierdeți timpul, să aveți încredere în noi. Ce să zicem, ne-am petrecut o jumătate de zi aproape acolo, ne-am simțit bine, ne-am relaxat la soare, ne-am bucurat de vedere. Vederea superbă, cum a zis, e practic între doi munți. Ceea ce-i de vis. Da, e așa un fel de vale și băiatul de la recepție ne-a zis că atunci când e senin afară, pentru că undeva în fundal astăzi încă se vedea ceața, se poate vede linia țărmul mării, zice da, oare? Se poate vedea marea. La distanță, deci vederea e fabuloasă. Acum o să începem să mâncăm și dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, nu uitați să vă abonați la canalul nostru.